Bună ziua, facem astăzi gem de aronia. Vă invit să urmăriți rețeta. Primul pas, o să le curățăm de aceste tulpinițe. Dacă nu vreți să vă pătați, se pot pune anuși. Și apoi le spălăm foarte, foarte bine. Spălăm bine în câteva ape. Foarte, foarte bine le spălăm. Să rămână apa curată. Le-am cântărit. Sunt 2 kg după ce le-am curățat. O să adaug și cam 700 de grame de mere, tot așa cântărite. Deci în total 2 kg de aronia și 700 grame de mere. O să-i dea un gust și mai bun. O să adaug 400 ml de apă, scorțișoară și punem pe foc. La foc mic, jumătate de oră. Până fierbe, puteți să puneți la maxim, apoi puneți între minim și mediu. Din când în când amestecăm, se poate să și acoperim. Fiert o jumătate de oră, să scoatem scorțișoara și acum o să mixăm. Am mixat puțin, acum o să repunem pe aragaz. Repun scorțișoara, să pun zahărul, 300 de grame la 1 kg de fruct. Deci 600 de grame la 2 kg de aronia și 2 linguri de zahăr vanilat am pus. O să pun și zeamă de la o lămâie mare. O să amestecăm din când în când. Avem grijă să nu se prindă. Folosesc zahăr cu pectină. Se poate și obișnuit. Între timp am pregătit borcanele. Le-am pus la 150 de grade, cuptor rece, timp de o jumătate de oră, apoi le-am lăsat să se răcească tot în cuptor. Capacele spălate, uscate foarte bine. Mai fiert cu zahărul 35 de minute. Este gata. Vă arăt cum încercăm. Mare atenție, când este aproape gata, începe să sară în sus, să nu vă ardeți. Farfurie. Când nu se mai unește, este gata. Am lăsat 5 minute, acum o să-l umplu. Pus pe tavă de cuptor să nu se crape. Are o culoare foarte frumoasă și miros foarte bun de la scorțișoară. Mărul i-a dat un gust și mai plăcut. Seamănă la gust cu puțin cu brunele, puțin cu strugurii care nu sunt foarte dulci, cam ceva de genul acesta. Dar este foarte, foarte sănătos. Puteți căuta pe Google și vedeți câte beneficii aduce acest fruct. Să pun capacele și întorc pentru câteva minute.
O să le acopăr și las să se răcească foarte încet. Gemul nostru este gata. Am obținut 2,5 kg sau 5 borcane de 450 de mililitri. Gemuri deosebite, delicioase, aceste fructe, aronia, macieșe, seamănă și cu murele, aronia. Culoare frumoasă, un bordeaux închis, gust deosebit. Găsiți tot ce am folosit sub video. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere! Să vă mulțumesc.